Bine v-am regăsit la un nou Let's Play. Astăzi mi-am dat seama că în decursul acestui timp am pierdut foarte mulți bani nefăcând o chestie, zic eu, foarte ușoară. Despre ce aș vrea să vorbim și ce aș vrea să vă arăt este că am dus pentru început 5 conturi. După cum puteți vedea, avem o brigadă de 5 fete în spate care așteaptă să ducă dinți de orc la biolog. Care este faza cu acești dinți? Păi, după cum știți, ca să ducem la tombolă, la calendarul zilnic și mai sunt multe evenimente la care putem participa doar având această misiune cu dinții de orc. Foarte, foarte profitabile aceste evenimente, însă trebuie un pic de investiție. Investiția constă în timp și răbdare și, bineînțeles, câtva yang. Am cumpărat 100 de dinți de orc, au ajuns la 200 kk, toți dinții. Avem 5 caractere în spate, plus încă 4, dar n-am vrut să am foarte, foarte mare lag să le aduc pe toate, să le conectez pe toate. Vom vorbi puțin și de elementul de pe arme, cum se pune și care ar fi valoarea unui element și cum se produce acel element. Vorbim despre, de exemplu, vânt plus 1, acela este elementul și vă voi spune și cum se pune pe șarfă. Mi-am dat seama, de exemplu, că tombola asta puteam face foarte, foarte mulți bani din talismane dacă aveam cel puțin 10 conturi pe care să intru să dau la tombolă. Din păcate am fost prea lene și n-am dus dinți pe conturi cum aș fi vrut de fapt să duc. Propusesem eu să duc în fiecare zi niște dinți pe anumite conturi, dar nu m-am ținut, dar fac acest video ca să mă motivez în primul rând și poate vă motivez și pe voi să faceți odată cu mine, pentru că este o investiție foarte bună pe termen lung. Acum, haideți să dăm pe fiecare cont în parte câte 11 dinți și să-i băgăm și în breazlă. De ce să-i băgăm în breazlă? Păi ca să producem acel element trebuie să donăm la breazlă. În primul rând avem nevoie ca breazla să atingă nivel 20 cel puțin și să donăm la breazlă în fiecare zi câte 120k yang și ne va recompensa cu 3 medalii a vitejiei. În timp se adună aici medalii și putem procura tichete cu care punem element. Vom merge la locul propriu zis să vă arăt și cum arată acele elemente și cum se cumpără. Ideea este că trebuie level 21 ca să putem cumpăra acele elemente, de asta fac și multe conturi ca să pot dona pe mai multe conturi și să, într-un sfârșit, să fac și level 21 la breazlă. Bun, haideți să terminăm cu acest aspect al dinților. Voi transfera acești dinți pe toate caracterele, după care vom reveni la NPC-ul care produce acele etichete și vedem despre ce e vorba cu acele etichete. Acum că am dus toți dinții, avem de așteptat 24 de ore pentru a dona la breazlă, deci nu putem dona în prima zi cu acele caractere. Mergem acum, după cum v-am spus, la NPC-ul care se ocupă cu vânzarea de etichete. Deci este acest păstrător de medalii. Haideți să intrăm în magazin să vedem ce putem cumpăra. Deci avem, în primul rând, câte un tichet de fiecare element: foc, gheață, pământ, vânt, întuneric și fulger. Acest pergament Hex face ca să reducă un nivel. De exemplu, poate vă întrebați de ce aș reduce de la o armă plus 3 la plus 2 element. Păi,
nu ați face chestia asta, ați face dacă ar fi plus 1, ați reduce la plus 0, ceva de genul. Pentru că pic anumite valori, unii băieți vor să bage valori cât mai mari, așa că dacă pică valoarea foarte mică, scoate elementul și îl bagă din nou până pică un element cum vor ei, cât vor ei de mare. Mai e și acest pergament flux. De exemplu, eu dacă am plus 3 foc pe această armă, dăm un exemplu pentru că nu am, și folosesc un pergament flux din acesta, mi se transformă în ce vreau eu, în alt element. Poate în gheață, poate în fulger, dar rămâne același, rămâne plus 3 și cu aceeași valoare. Și costă 1000, după cum puteți vedea, costă și o grămadă de monede, 1000 de monede, iar acest pergament Hex costă 40 de monede. Celelalte pergamente de plusat costă câte 300 de monede. Din păcate, nu aș putea cumpăra aceste pergamente, aș fi vrut să fac acest video cu elemente și despre elemente atunci când făceam level 21 la breazlă ca să și pot cumpăra acele pergamente și să vă arăt cum se plusează. Dar până fac level 21 mai este cale lungă și am văzut în comentarii foarte mulți că vreți să știți cum se adaugă. Dar putem crea un exercițiu de imaginație și să zicem că aceste placaje este tichetul. Haideți să vedem, stați un pic să vă arăt cu magazinul deschis. Să zicem că aceste placaje sunt tichetul ăsta de foc. Iar tichetul acela funcționează ca un blest. Tragem tichetul pe armă și ne întreabă dacă vrem să adăugăm bla bla bla. Eșuează sau poate eșua, zice. Deci, ca să punem element pe armă, necesită destul de multe tichete pentru că este șansă de a reuși și din experiența mea, eșuează destul de mult. Cu ajutorul unui tovarăș am cumpărat de la cineva element pe armă, se ocupa cu chestiile astea de vânzarea elementelor. Un tichet costă 70-75 kk, ceva de genul. Dacă știți pe cineva de încredere să vă bage, este destul de ok prețul. Dar vă recomand să faceți voi caracterele cum am făcut eu acum și să duceți în fiecare zi, economisiți foarte, foarte mulți bani. Bun, haideți să vă zic cum am pus eu pe această eșarfă. Păi am un prieten care cunoaște pe cineva care, bineînțeles, are aceste elemente, se ocupă cu aceste elemente. Am dat 450 kk ca să pun plus 1, adică doar un tichet mi-a reușit din 450 kk. Deci eșuează destul de mult, aveți nevoie și de puțin noroc. Poate merge chiar și din prima, dar nu știu ce să zic, poate am avut eu ghinion. Dar pe eșarfă, părerea mea este că merită să punem doar plus 1. Putem pune și plus 3, dar maxima care ar putea ajunge este puterea vântului plus 2 sau plus 3%, ceva de gen. Și cum am adăugat acest vânt pe eșarfă? Păi am adăugat elementul pe arc, arcul l-am adăugat în eșarfă și în acest fel s-a produs acest bonus. Cam acesta a fost și videoclipul de astăzi. Sper că a fost pe înțelesul vostru și că ați înțeles până la urmă cum stă treaba și cu aceste elemente. Îmi rămâne de acum încolo să intru pe acele caractere și să duc în fiecare zi tintele de orc și să donez la brazlă, astfel încât să fac medaliile necesare pentru a cumpăra tichetele și pentru a termina misiunea cu dinții de orc și să particip pe fiecare caractere la evenimentele care necesită acea misiune. Poate bagă și Babilon, un event foarte, foarte profitabil, tombola, calendar evenimente și nu mai țin minte, dar cred că cam astea sunt evenimentele profitabile care necesită
acea misiune. Sper că v-a plăcut, noi ne auzim data viitoare, multă pace, salut!